Vă salut prieteneri softiști sau colecționari de replici. Aș vrea să vă prezint o replică frumoasă, doar puțină istorie. Îmi place foarte mult istoria companiei mamă, să o numesc așa, cei de la Dan Wesson Firearms, o companie din America, care, în ciuda faptului că produc Exclusiv revolvere, care sunt cunoscute ca cele mai precise revolvere din lume, au reușit să rămână pe piață, au reușit să existe în continuare și produc arme foarte recunoscute. Și noi, cei pasionați care nu avem acces la armele reale, e normal până la urmă să fie așa, cei care avem acces la replici: și ne plac replicile, în special colecționarii de această dată trebuie să avem în colecția noastră un Dan Wesson. Avem de-a face cu versiunea de 8 inch, produsă de cei de la ASG, sub licența celor de la Dan Wesson Firearms USA, așa cum am spus. Puține detalii tehnice, înainte de a vedea ce avem în cutie. Avem versiunea de 8 inch, Changeable tacticare, adică are o șină RIS inclusă pentru echipament tactic, glase, red dot, ce vreți voi să montați pe ea. 6 shots rotary version, adică este versiunea cu 6 focuri, să le numim așa. Serial number individual și un speed loader, adică un încărcător rapid de buleti, de gloanțe. Specificații tehnice care le avem pe cutie are o lungime de 33,8 cm, adică 338 de mm, o greutate de 1040 de grame, calibru 6 mm, calibru airsoftului, o magazie de 6 gloanțe, să le numim așa, construit din ABS și metal, o să vedem exact cât ABS, cât metal imediat și o putere, o energie, mai bine zis, de 2,7 șuli. Mai avem o mențiune aici, 1 la 1 cu modelul real. Foarte important detaliu. Bun, haideți să vedem ce avem în cutie. Înainte de a da la o parte totuși capacul, aș vrea să vă mai spun, vedem aici. A fost achiziționată de la cei de la Octagon. Îl găsiți pe site-ul lor la codul 1505. Repet, www.octagon.com, cod 1505. Avem instrucțiuni de utilizare a replicilor în limba română puse la dispoziție de distribuitor. Avem manualul de utilizare pus de producător în cutie. Aici vom găsi multe, multe detalii, descrierea replicii, ce să nu faci cu replica, cum să folosești replica, absolut toate detaliile. Vă recomand să le citiți, inclusiv cum poți să ajustezi cătările, dar vom vedea și noi are cătări ajustabile. Toate detaliile le aveți, cum monte și nariz de care vorbeam. Accesorii compatibile pentru acest model de, de replică, alte versiuni, eu zic să o studiați, nu aveți nimic de pierdut, din contră. Bun, haideți să vedem, vine foarte frumos împachetată, o să o desigilăm. Bun, avem replica, cum am citit și pe cutie, avem și naris disponibilă care dacă o dorim să o montăm o să vedem imediat unde, avem o cheie Imbus pentru reglajul acesteia, avem încărcătorul rapid de care vorbeam, avem bile de test, aproximativ 100 de bile de test de 0,20 de grame, o să vedem imediat cum, cum le folosim și 6 gloanțe, cum spuneam, și în descrierea de pe cutie avem 6 gloanțe, astea o să le scoatem. O să scoatem toate, să vedem exact cum operăm cu fiecare în parte. Bilele o să le lăsăm aici, am pregătit eu o pastilă de test și câteva bile, le lăsăm deocamdată deoparte și ne uităm la da, e o replică mare. Avem versiunea de 8 inch. O să găsim de asemenea la vânzare și versiunea de 6 inch, de 4 inch și de 2,5 inch. Ceea ce face foarte apreciat acest model de, de replică e faptul că poți să schimbi țevile între ele. Adică sunt niște pinioni pe care dacă îi scoți afară poți să schimbi țeava. Deci pe același corp de replică poți să monte și țeavă de 2,5 și țeavă de 4, de 6 sau de 8. Pentru că corpul replicii rămâne neschimbat. Avem inscripția Dan Wesson, inscripția producătorului de arme reale. Avem codul unic. Avem puterea, inscripționată. Pe partea asta la fel, inscripția producătorului după care s-a făcut această replică. Avem inscripționat și producătorul de drept al replicii ASG, calibru 6 mm și Made in Taiwan, e țara unde se produc. Bun, cătările. Spuneam că sunt reglabile, Adică avem șurub pe partea aceasta, șurub pe partea aceasta. Ce face fiecare? Avem și inscripționat R și AP. Adică dacă vom strânge cu o șurubelniță, acest șurub strânge sau destrânge, îl vom mișca stânga-dreapta. Cătarea spate o vom mișca stânga-dreapta. Dacă vom strânge de acesta sau vom destrânge, o vom ridica sus-jos. Ce rol are? are rol de a alinia cât mai bine cu cătarea față și au de ce să o aliniez, fiecare are stilul lui, fiecare are înălțimea lui, modul lui de a trage și atunci pot să reglez cătarea spate pentru a o alinia cât mai bine cu cătarea față, să obții precizia cea mai bună. Bun, haideți să vedem. Avem buton, aici avem un buton care ne ajută să punem replica în spate maxim în safe. Să vedem acolo, poate ar fi bine să dăm jos acest acți build. Să vedem puțin mai bine. Inscripția S, în momentul în care suntem maxim în spate cu butonul în S înseamnă safe, deci apăsăm pe trăgaci, nu putem declanșa coșul, deci nu putem trage. În momentul în care mutăm în poziția F, adică în Fire, automat putem să declanșăm cu trăgaciu, cocoșul. Deci vom putea trage. Da? Iar în momentul în care apăsăm maxim în față, vom putea cu puțin ajutor să deschidem magazia. Uitați-vă, frumos, ce frumos, la fel ca și arma reală, putem să încărcăm șase gloanțe. Bun, cum le încărcăm? Prima și prima dată, luăm gloanțele, luăm bilele și punem bilă în vârf la fiecare. Cum o punem, apăsăm și vom simți că a intrat. Bun, la fel cu toate, presupunem că le-am pus și le putem monta manual, la fel cum vedeam noi în filmele cu Mărgelatul, în filmele western, încarci glonte cu glonte în butoiașul încărcătorului. În momentul în care le-ai pus toate, le-ai apăsat, a intrat și ești pregătit. În momentul în care vrei să și tragi la țintă, bineînțeles că ajungi la partea de încărcare cu pastilă de CO2. Mânerul e singura parte din ABS, din plastic ABS al acestei replici. În rest, absolut toată replica e metalică. Mânerul îl vom trage ușor în spate și vom pune pastila de CO2 cu partea perforabilă în sus. Foarte simplu, îi facem loc, acoborât și o strângem până auzim un fâs. Asta înseamnă că s-a perforat, totul este în regulă, suntem pregătiți de tragere. O să perforăm în momentul în care o să facem și testul la țintă. O să încerc să o scot acum de aici, să nu o lăsăm aici. La fel, ușor, cu simț, nu cel mai fericit sistem, aș zice eu, de închidere și deschidere a compartimentului demontarea pastilei CO2, dar ne obișnuim cu el. Odată închis, ai grip, ai ții bine de el, e în regulă, îți trebuie da un pic de forță, că e, cum spuneam, de peste un kilogram. O replică foarte frumoasă, o replică mare. Haideți să vedem cum s-a descurcat la tras la țintă. S-a descurcat foarte bine la țintă, e o replică puternică. De aceea, mare, mare, mare grijă, păstrați-l întotdeauna în safe pentru a nu-l declanșa accidental. Aș vrea în concluzie doar să vă mai arăt cum montăm accesoriul care l-am primit în cutie și în aris. Dacă veți vrea să montați, trebuie deschis cu șurubelnița, se dă jos acest suport și automat o să vedeți locul unde se poate monta și nariz, ea e gata pregătită, intră, ar dura puțin ca mult să facem operațiunea, dar desface, intră aici la locul ei și automat veți strânge cu cheia pe care o primiți, veți strânge ca ea să fie fixată. O transportăm din punctul A în punctul B într-o cutie de transport sau o geantă, fără sistem de propulsare, în cazul nostru CO2, fără gloanțele în Butoiaș. Nu aș putea să spun că e bun pentru airsoft, pentru că nu e bun pentru airsoft, e mai mult pentru tras la țintă, pentru a-ți regla trasul la țintă. De ce spun asta? Pentru că momentul în care vei vrea să încarci, îți vei da seama că durează prea mult, ai doar 6 gloanțe, e doar strict pentru trasul la țintă, poți să achiziționezi și gloanțe separat. Un mic detaliu de design frumos inscripționat pe butoiaș, vârful de la glonț îți indică modul în care butoiașul se învârte. Să-l punem puțin în fire și am să vă arat. În momentul în care tragem, vedem că butoiașul merge în jos. Designul butoiașului de pe butoiaș are rol de a indica în ce direcție se învârte butoiașul. După fiecare 5-6 pastile de CO2 folosite, recomand să folosiți un ulei siliconic, dați un puf înăuntru, dați un jet de ulei siliconic, vă recomand să vă luați o, o sticlă, nu costă foarte mult, un spray de ulei siliconic, ați spreiat în zona unde se perforează pastila și automat va fi propulsat pe garnitur, pe zona cu presiune foarte ridicată pentru a anil păstra în condiții, optime. Da? Dacă ești colecționar, dacă îți plac replicile, dacă vrei să tragi la țintă cu o replică puternică și foarte bună, îți recomand să îți achiziționezi acest Dan Wesson. Este la un preț foarte bun raportat cu calitatea lui. Mulțumesc!